Se complică tot mai tare lucrurile pentru cei care speră să plece în alte țări. Alți trei turiști români au fost confirmați cu COVID-19 în Grecia. Unul dintre ei a aflat rezultatul de la autoritățile elene la 4 zile după ce a intrat în țară cu un autocar. În acel moment, tuturor celor care s-au aflat cu el în grup li s-a impus să nu părăsească hotelurile în care se aflau, iar în final au fost trimiși acasă. Pe de altă parte, Austria va suspenda zborurile către România. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că alți 3 turiști români au fost confirmați cu COVID-19 pe teritoriul Greciei, 2 în insula Evia, aflată la nici 100 de kilometri distanță de Atena, și unul în Salonic. Astfel, oficial, numărul turiștilor depistați de autoritățile elene se ridică la 6, ceilalți 3 fiind în Tasos, Paralia Caterini și Creta. Unul dintre turiștii depistați cu COVID-19 pe insula Evia a fost anunțat de autoritățile elene de rezultatul pozitiv abia la 4 zile după ce a intrat în Grecia cu un autocar prin punctul de trecere a frontierei Kulata-Promakonas. Autoritățile au anunțat turiștii că dacă nu primesc un telefon în 24 de ore, înseamnă că rezultatul este negativ. Drept urmare, turistul asimptomatic a mers la plajă în excursii, s-a plimbat pe insulă. În acel moment, autoritățile locale, respectiv primăria și apărarea civilă, cum numesc ei pe cei însărcinați cu gestionarea acestor cazuri, au hotărât să țină turiștii în hoteluri. Atât turistul identificat ca fiind pozitiv, cât și pe ceilalți turiști. Deci asta a fost sâmbătă, evident că turiștii s-au panicat, s-au agitat. Vorbim de peste 30 de turiști din 3 hoteluri. Conform procedurii statului elen, românul depistat cu COVID-19 ar fi trebuit izolat 14 zile într-o unitate de cazare special destinată pentru astfel de cazuri. Abia luni, cel bolnav a fost dus în izolare într-un alt hotel unde va rămâne încă 12 zile. Ceilalți s-au întors azi acasă, conform programului, fără să fie testați. Ce ar fi de subliniat? Modul cum au acționat autoritățile locale, noi considerăm că incorrect și ilegal. Pentru că nu trebuia să blocheze turiștii și în niciun caz în camere, trebuiau să-i testeze. Statul elen a luat și alte decizii surprinzătoare. În ultimele 3 zile, turiștii români nu au putut completa formularul online care le permite accesul rutier în Grecia. Abia astăzi s-a reluat procedura, iar codurile care se emit în urma completării formularelor vor fi emise la noapte. Intrarea în țară va fi permisă de miercuri, începând cu ora 6 dimineața. Turiștii trebuie să prezinte un rezultat negativ privind infecția cu COVID-19 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de sosirea la granița Kulata-Promakonas, singura deschisă. Atenție, actul trebuie să fie în limba engleză. Pentru cei care ajung în Grecia cu avionul, aceste teste nu sunt obligatorii. Testările se fac în continuare aleatoriu în aeroport. În iulie, în jur de 150 de români au ajuns pe calea aerului în insula Santorini. Cele 2 curse, cam câți au fost testați? Cred, apreciez eu că 60-70%, nu mai mult. Oricum, durata testului a fost, la primul zbor a fost unde au fost mai mulți, deci 40 de minute, iar la al doilea zbor a fost sub 30 de minute. Autoritățile locale spun însă că turiștii români sunt bineveniți și că au nevoie de noi. We are safe, so we welcome all visitors from Romania to trust us and enjoy all this magical place. Europa continuă să ne impună restricții din cauza numărului mare de îmbolnăviri. De joi, Austria interzice cursele aeriene regulate directe din România. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.